Bună ziua, dragilor! De o vreme vreau să vă spun o experiență pe care m-a marcat foarte mult. Când faci ceva din toată inima în numele Domnului, Dumnezeu răsplătește totdeauna. Trebuie să faci cu toată dragostea. În urmă cu câteva luni, aproximativ, am avut pe inimă să dau un aparat care eu înfoliez versete din Biblie la cineva orfan. Așa mi-a pus Dumnezeu pe inimă. L-am dat cu tot dragul, i-am arătat cum se înfoliază tot. Și seara, asta a fost ziua pe la ora 12 aproximativ, și seara, fără să mă gândesc, fără să mă rog, fără să cer de la Dumnezeu, deja am primit un telefon de la cineva care nu am văzut în viața mea personală, o prietenă de WhatsApp, am primit dublu prețul aparatului de înfoliat. Și m-am gândit cât e de mare Dumnezeu, cât e de bun. Eu mă gândeam chiar poate nu o să mai fac versete să înfoliez, să dau la cei din jur, cei ce au nevoie. Dar Dumnezeu avea alt plan, să-l punem pe el la încercare. Vă spun sincer, nu am cerut și nu ceream de la Dumnezeu bani pentru aparat, dar Dumnezeu răsplătește până și un pahar de apă rece. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și multă dragoste să facem voia Lui, să ne rugăm cu credință și El ne ascultă rugăciunile. Cum spune în Biblie, cereți și vi se va da. Mai ales că El este Tatăl nostru ceresc, este Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să facem doar voia Lui și să-L iubim din toată inima. Amin. Fiți binecuvântați. Amin.